Ioan, capitolul 4, cu versetul 23, mi se spune: Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Aș dori ca în această seară să lăsăm la o parte orice problemă, orice îngrijorare și să ne închinăm înaintea Domnului în totalitate. Aș dori să ne deschidem sufletele înaintea Domnului și cu toții să simțim prezența Lui, amin, să fim niște închinători adevărați. Amin. Aș dori să ardă noi dorința de a lucra pentru Dumnezeu, amin, și în toate să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.